La Craiova a avut loc a 5-a ediție a Craiova Multicultural Day. Evenimentul organizat de Asociația Global Help, în parteneriat cu Asociația Interculturală Româno-Coreană, Universitatea din Craiova și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dulci, a reunit reprezentanți din 16 țări. Angola, Afganistan, Angola, Albania, Bulgaria, Congo, Egipt, Kenya, Nigeria, Maroc, Corea de Sud, Serbia, Republica Moldova, Polonia, cine mai este, Zimbabwe, da? Sper că n-am uitat pe nimeni. Vom avea mai multe vizite astăzi, inclusiv s-a anunțat și domnul viceprimar, unul din viceprimarii orașului Montana, pentru că în cadrul acestui eveniment există și un stand al Centrului de Informare Turistică Craiova, care este realizat în cadrul proiectului Green School Education. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Interact. Este un proiect finanțat de Ministerul de Interne. Asociația Global Help desfășoară în Craiova un proiect privind migrația cetățenilor străini din afara Uniunii Europene și încercăm să facem o integrare în România, în sensul ăsta. Iar ăsta este unul din evenimente pe care, alături de Iana, îl organizăm de câțiva ani. Sperăm să vă facă plăcere. În felul ăsta ne cunoaștem ca popoare și încercăm să conviețim împreună. Mă gândesc că ideea asta de interculturalitate ar trebui dezvoltată, ar trebui să învățăm unii de la alții. Și, înainte de toate, învățând unii de la alții, ne păstrăm identitatea. Nu pot decât să felicit organizatorii pentru acest eveniment și m-aș bucura ca el să aibă o frecvență mai serioasă. Adică se poate face și de 2 ori și de 3 ori pe an. Ideea este că trebuie să cooptăm lângă noi oameni care au ceva de spus în ceea ce privește ideea de cultură, indiferent de ce natură este ea. Fiecare țară a avut amenajat în holul central al Teatrului Național Marin Sorescu câte un stand de prezentare cu obiecte și produse tradiționale, dar și expoziții de fotografie. Mâine să prezentăm la Ziua Multiculturală de Global Health, să prezentăm Afganistan. Noi nu avem multe materiale din Afganistan, avem steaga în primul rând, mai puțin pozele, și puțin fructe uscate și am gătit noi băieții, se numește păcăura de la noi, dar dacă fetele din Afganistan să fie, se gătește mai bine decât noi. Bine. Cu cartofi și făină. Făină. Și am gătit asta și aici fructe, asta toată lumea știe că pistace, toată lumea au, dar noi avem mai multe, adică pentru export avem jungle pentru asta și nuci. Este un oraș vor, se numește vor, ei au asta în Afganistan, au asta în nuce, mai mult pentru este că asta se numește crăt în limba afgană, nu știu cum e în română sau engleză, care se facă din iaurt, din iaurt. Și alune, noi avem mort pentru exporția și asta se numește haft mewa în limba afganistan, care se numește 7 fel de fructe cu apa de seara facem. În ziua de Revelion, asta special facem, în ziua de Revelion anului, să mâncăm ca să fim tot an fericit. Mâncare românească până acum ați încercat? Da, am mâncat mămăligă, sarmale, ciorba și mai mult decât nu știu numele, dar am mâncat, sunt foarte gustos, sunt bine, da. Și nu ați încercat să le și preparați voi? Da, clătite noi am preparat noi, la băieții dintre noi am preparat, pentru că mie îmi place foarte mult. Este gogoș, dar la noi se zic micate, la limba noastră. Se face cu făină și cu puțin zahăr și ou și unt. Se mănâncă așa, simple? Nu, se mănâncă cu arahide și se poate cu gel și cu cam. Cât de des mâncați aceste gogoși acolo la dumneavoastră în țară? La noi gogoși este mâncare de dimineața
și toți copii place, place gogoși, place micate. Dimineața, tot copiii a nevoie de micate. Nu este cum mâncare așa mai tare, da? A, este cum de ce la noi acolo, este cum de ce pentru copii. Mănâncă așa fără lapte, avem multe legume, frunze și avem și legume, fructe, avem mult. Și avem multe carne, cum carne de porc, carne de vițe, avem multe carne. Țara noastră este bogată, da, aici nu se găie, cum ne zic? Eu nu văd mâncarea noastră aici, nu se vinde. Așa nu am putut face mâncare de la noi. A făcut că gogoși, pentru că la magazin nu se vin mâncare noastră, nu știu de ce. Dumneavoastră ați mâncat mâncarea noastră? Ba da, place mult salmal și acum am început să fac puțin și este foarte bună. Ce mâncare eu place mai mult? Ați început să faceți sarmale? Eu acum, da, am început să fac sarmale. This is rice with milk. This we make it actually, I know it's in common with the Romania because Romanian also making rice with milk, but it's totally different. We make rice, milk, vanilla, we put coconut, and I mean the nuts and a lot of things, you know, we put it in the fire and we're cooking. Is this food traditional for you? Actually, yes, it's traditional. It's used to be for the happy moments. For example, if somebody graduated from the college, we used to make this and distribute to our neighbors. So it's something like for the happy moments. Noi la Ucraina cel mai tradițional este țuica, care este făcută de tata meu și ea se bea cu murături, cu castraviți, cu roșii. Și noi foarte mult, ca și români, iubim produse făcute din făină. Asta gogoși, plăcinte, palcici se numește în rusă și în ucraineană țuica se numește samagonka. Da. Și cu dulceața, care a făcut mama mea din cireș alb și din prune. Vizitatorii au avut ocazia de a vedea porturi popular din cele 16 țări participante la eveniment, precum și de a afla informații privind modul de viață al altor popoare. La noi este o tradiție, dacă fata nu este maritată, ea poartă floricei în cap. Și cât mai mare înseamnă cât mai tare ea vrea să se căsătorește. Și după ce ea s-a căsătorit, ea schimbă chestia asta cu basmaluța. La nunta mama miresii întâlnește pe ăsta ginere cu pâinea, cu sare, îl primește în familie, adică îl primește în familie fetei mai multe, că la noi fata e mai principală decât bărbatul. Da. La noi? Da. Și la noi femeia conduce cu familia, femeia e capul. Societatea nu prea mult deschisă și nu prea mult închisă. E o țară islamică, tradițională, religioasă în Afganistan. Asta se numește cap în engleză. Asta în Afganistan nu tânării sau pentru o ziua tradițională când se ducă să pune asta și hainele din Afganistan. Băieții au făcut hainele. Ei se numește wascat și kali. Este tradițional din Afganistan și asta de pacol. Se numește pacol, e tradițional din oamenii mai vechi care au rămas pentru noi și noi sărbătorim. Și asta e hainele, steaga din Afganistan. Și e ceva tradițional când este nuntă sau o recepție în altă țară să prezentăm hainele și noi. Și femeile ce poartă? De exemplu, femeile au hainele cam așa, dar aici noi nu avem o femeie sau o fată ca să îmbrăcăm. Nici nu avem îmbrăcăminte ca să îmbrăcăm dintre aia. Și îmi pare rău că o femeie nu are. În Afganistan ce sărbători aveți? În Afganistan noi sărbătorim Revelion. Pe cât este? Pe 21 martie. Pe 21 este altă dată de la noi.
și prezentăm și două mai sunt două lucruri care să sărbătorim, se numește Eid, care e după Ramadan un Eid și o știți de dumneavoastră, știți că avem Ramadanul o lună după Ramadan, este 3 zile Eid să sărbătorim cu foarte mult fericire, cu foarte mult fructe, foarte mult mâncare. După o lună nu am mâncat și mâncăm multe în 3 zile și după asta este ceva alt Eid care se numește tot la fel Eid, dar umorim oaia, tăiem oaia, da. Tăiem oaia să pentru mâncăm multe carne grăsime. Ce simbolizează oaia la voi? Poftim? Ce simbolizează oaia la voi? Oaia este ceva religios. Au rămas din religia islamică. Istoria mai mare, dar nu putem să zic. Ceva religios trebuie să taiem oaia. La noi, românii, mulți spun că femeia trebuie să stea la bucătărie și bărbatul la muncă. La voi cum e? La noi tot la fel. Femeia acasă să stea mult, bărbatul afară. Noi suntem îmbrăcați în corpul popular. Se cheamă hanbok. Și fusta foarte, foarte lungă. Culorile pe care le vedeți dumneavoastră de pe portul meu este specific vârstei mele. Deci cu cât ești mai tânăr, cu atât trebuie să ai o culori mai închise, mai ales partea de jos. În general, culorile mele erau purtate de femeile nobile. Dacă și la el este la fel. Acesta este steagul Coreei de Sud. Capitala este Seul. Roșu semnifică binele, albastru rău. Semnele acestea negre sunt nord, sud, vest și est. De altfel și pământ, apă, aer și pașul. Da, și focul. Tradițiile la ei sunt mai multe parte ce țin de istorie, ce țin de obiceiuri, sărbătorile de altfel predomină cele pe parte tradițională și nu pe parte religioasă. O parte dintre ei de altfel sunt creștini, dar Crăciunul la ei este mai mult pentru tine, fiind îndrăgostiți, e un prilej să-și facă cadoul. Ei au două sau trei mari sărbători, cea de Chuseok în septembrie, este ziua recoltei la noi, echivalent, și Seularul, care reprezintă anul nou chinezesc, este odată rebelionul de la noi, dar un pic mai târziu. Din desfășurarea evenimentului nu au lipsit muzica și dansurile specifice. Festival de filme documentare în licee a debutat pe 2 mai la Teatrul Național Ștefan Iordache din Caracal. Ad Doc s-a născut la inițiativa coordonatorilor de cluburi de film One World România la școală. Împreună, aceștia au selectat 10 producții românești recente care prezintă societatea în care trăim, cu bune și cu rele, ce vor fi vizionate de către tineri din 25 de licee din 12 orașe din țară. Proiecțiile sunt urmate de discuții, fie cu regizorii și realizatorii filmelor, fie cu specialiști din domeniu. Am vrut să trezim interesul tinerilor pentru filmele documentare și să îi conectăm mai profund la realitatea de zi cu zi și la ceea ce se întâmplă în viețile noastre, pentru că tema ediției de anul acesta se numește Adevăr și provocare și ne-am gândit că filmele documentare prezintă niște adevăruri, dar ne și provoacă să le schimbăm atunci când adevărurile astea sunt dureroase sau atunci când nu putem să le acceptăm. Și ăsta e un prim pas pe care vrem să-l facem cu festivalul,
schimbăm ceva în societatea tânără și să o trezim un pic la viață, să îi facem să fie mai conștienți de problemele care există și să, nu știu, să se provoace pe ei înșiși și să găsească rezolvări, poate. Vor urma deschideri în fiecare oraș din țară în care există un club de film documentar. La noi, în Craiova, de exemplu, avem deschiderea joi pe 4 mai cu un alt film documentar. Sunt în total 10 pe care fiecare liceu le va proiecta, nu neapărat pe toate, dar va proiecta o parte dintre ele. Și la fel au alte orașe deschiderile săptămâna aceasta. Iar apoi urmează ca în toată luna mai să avem proiecții cu filmele documentare și să îi punem pe toți la curent cu ceea ce am reușit să construim în weekendul de la cetate, care a fost acum o lună și în care s-a născut practic conceptul. Atât de repede l-ați pus la punct? Da, am reușit să ne organizăm și să lucrăm foarte repede și l-am adus la viață, iar apoi am continuat când am ajuns fiecare la el acasă, am continuat și am dezvoltat împreună cu colegii noștri de la licee. Cum au primit tinerii această inițiativă voastră? Eu cred că au primit-o cu brațele deschise și cred că momentan sunt curioși să vadă ce am reușit să facem și ce reușim să le oferim. Iar apoi, dacă reușim să ducem curiozitatea la un alt nivel, să se transforme, nu știu, într-un interes sau într-o pasiune, am fi foarte fericiți. A fost deschiderea festivalului Ad Doc, care este primul festival de film documentar în licee din România. Este organizat de coordonatorul cluburilor de film One World Romania și astăzi, de fapt, s-a deschis festival care va dura până pe 31 mai și vor fi proiecții, aproape 100 de proiecții în 12 orașe din țară. Sunt filme documentare și selecția a fost, și toate sunt filmele documentare românești, adică din spațiul în care trăim și despre problemele, de fapt, cu care ne întâlnim, și selecția a fost făcută de către adolescenți. Primul film proiectat pentru elevi a fost Toto și surorile lui. Protagonistul a fost prezent în sală alături de trupa de teatru Playhood. Dacă mă votați pe mine, voi mări salariul părinților voștri cu 200 de lei. Votați-mă pe mine și voi construi 100 de spitale ca să puteți să mergeți la doctor și să fiți sănătoși. Dacă mă votați pe mine, o să construiesc 100 de biserici ca să vă puteți ruga la Dumnezeu. Dar abia atunci o să fiți cu adevărat sănătoși. Votați-mă pe mine și voi construi 500 de școli și facultăți. Iar copiii voștri vor fi educați și vor urma drumul succesului. Dacă mă votați pe mine, o să construiesc 500 de fabrici unde copiii voștri vor munci de la vârsta de 13 ani, fără să mai meargă la școală. Oameni buni! Votați-mă pe mine și voi construi 100 de închisori pentru toți hoții de rând, dar și politicienii care ne-au furat banii, domnule. Dacă mă votați pe mine, o să construiesc sute de mii de baruri și cârciuri. Dacă mă votați pe mine, ei bine, de ce să vă mint? O să vedeți în continuare oameni mai sărași ca voi. Mai bun laf ca voi, mai nefericiți ca voi. O să-i vedeți pentru că aveți nevoie să-i vedeți. Pentru că numai atunci când o să puteți să spuneți, bine că nu suntem așa. Vă votați-mă cu mine. Nu mișca nimeni! Mâinile sus! Ai surdă? Am zis mâinile sus. Păi da, dar ai zis și să nu miște nimeni. Scoate banii ca să-și din cap. Nu pot. De ce nu poți? Pentru ca mâinile sus! Scoate bani în casă, așa că bătrână! Măi nesimțitule, cu cine ai jos sau trag? Hai mă, pleacă cu jucăria asta! Mă disper! Scoate bani! Auzi? Să știi că mie sună cunoscută vocea ta. Ia dă-ți căciula aia jos. Nu e căciulă, e cagulă. Mamă, tu ești? No, nu sunt eu Ionică de la Scaradu. A, nu ești Ionică de la Scaradu, dar cine ești, mămică, tu? Georgica de la scara 4. Hai mă, Ionică, mamă, lasă-mă cu chestiile astea, că n-am chef de caterinca ta. Pleacă de aici. Scoate banii, fă! Bă, ești nesimțit? Bă, tu chiar vrei să-ți spulu măta? A, nu, că tu vrei să-l chem... Costele! Nu, că nu mai recunoaște, că am făcut
și o mică glumiță. Păi bine, mă, mică mamă, eu te-am chemat aseară la mine. Te-am lăsat să joci cu fiul meu pe PS4. V-am făcut clătite. V-am dat cola, mă. Știu, vii cu măgărit astea la mine? Da, doamnă, dar aveam și o nevoie de bani. Pentru ce ai, mă, tu nevoie de bani? Pentru echipamentul la fotbal. Mi-a cerut 6 milioane și cine nu aduce mâine cei 6 milioane, nu dă afară. Toto și surorile lui este un film românesc documentar, regizat de Alexandru Nanău, a avut premiera mondială în septembrie 2014 la festivalul de la San Sebastian și de atunci a primit 10 de premii internaționale. Toto e un puști de 10 ani din Ferentari. Câtă vreme mama lui se află în pușcărie pentru trafic de droguri, Toto locuiește cu surorile lui mai mari, Andreea și Ana, și un lung șir de unchi și vecini, toți consumatori de droguri. Singura lui supapă este un centru de sprijin unde face școală și descoperă dansul hip-hop. La rândul lor, surorile adolescente își caută și ele locul în lume și se maturizează fiecare în felul ei înainte de vreme. Filmul a stârnit curiozitatea elevilor caracaleni, care la final au izbucnit în plâns și l-au aplaudat minute în șir pe protagonist. Cum crezi că ar fi fost viața ta acum dacă nu te-ai descoperit această pasiune? Păi, poate că eram doar un simplu copil care mă duceam la școală, poate nu învățam bine, veneam acasă, mă jucam și tot așa. Și ce ți-ai dori să faci pe mai departe? Să lupt pentru o dorință. Care e asta? Filmul. Să schimb. Părerea oamenilor despre noi. Crezi că filmul te-a ajutat să progresezi cumva? Filmul m-a ajutat să... Poate să mă cunoască mai multă lume și să vadă cum e viața în Ferentari, cum o duce fiecare copil în fiecare zi. Și ție ți s-a schimbat viața după asta? Păi, viața mea s-a schimbat puțin, pentru că mama în continuare se drogează, nu s-a schimbat nimic. Doar că locuiesc 6 ani într-un centru de plasament singur și că mă punea și mine, putea să-l schimbați. Voi ați filmat toate scenele sau vă ajungeți? Nu, le-a filmat regizorul. Și multe dintre scene au fost filmate de Andreea, nu? Pentru că au avut tot ca parte din grupul de educație alternativă un curs de film documentar și Andreea a primit o cameră și cred că asta se și vede, că e foarte multă intimitate multe din scene. Păi da, nu poate să mă ia la ele acasă, că sunt amândouă măritate și nici nu poate. Toto, ești un exemplu pentru toți copiii din ziua de astăzi. Spune-ne cum a decurs viața ta. Păi, poate dacă nu era clubul acest club de educație alternativă, poate eram doar un simplu copil. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru dans? Păi am mers aici la club și am văzut că se face un curs de dans și am vrut să încerc și eu. Să văd dacă să lipesc și ceva de mine. Ai fost un copil totuși mic de vârstă și ai luat decizii foarte bune în ceea ce privește viitorul tău. Cine te-a influențat sau? M-au influențat cei de la club și viața, să mi-aleg o altă cale de a ieși de Ferentari. Cu sora ta mai păstrezi legătura? Da, cu amândouă mai păstrezi și cu mama. Da? Mama ta ce spune acum despre cariera ta? Nu știu, ea e tot în lumea ei. Nu vreau să îi pun etichetă sau ceva. Nu judec, e mama aia mi-a dat viață, dar nu pot să-i zic eu ce face cu viața ei. O las în pace. Filmul tău a impresionat pe toată lumea din sală. Am văzut și lacrimi în ochii lor. Ești un exemplu pentru ei.
Ce sfat ai pentru cei care sunt în situația ta și nu? Să lupte pentru ce își doresc ei, să viseze în primul rând. Dacă nu visezi și nu lupți, nu o să ai niciodată nimic. Și tu ce visezi? Asta visez, să schimb părerea, să schimb părerea oamenilor despre noi, țigani. La ieșirea din sală, elevii au spus că filmul, dar mai ales viața lui Toto, i-a impresionat și le-a schimbat într-un fel modul de gândire. Se influențează într-un fel deciziile pe care le iei? Nu mă influențează, e impropriu spus, mă influențează, pentru că îmi dau sfaturi și mă pun să aleg mereu ce e bine pentru mine, să mă gândesc. Niciodată nu mi-a spus, păi fă asta, că asta e mai bine. Mi-au zis să gândesc cu... mai profund și să fac ce cred eu că e mai bine. V-a impresionat filmul Viața lui Toto? Da, într-adevăr a fost intens, a fost a lăsat o urmă adâncă în suflet, așa. Este un exemplu pozitiv? Da, chiar este. Eu înainte nu judecam cartea după copertă, înainte să vin aici. Acum mă gândesc, meditez. M-a impresionat foarte mult, a rămas... Mi-a dat de gândit despre cum să judecăm anumiți oameni. Adică, automat, dacă îl vedeam pe stradă sau dacă îi cunoșteam familia, ne gândeam că și el este tot la fel, gândește la fel ca și surorile lui, mă rog, ca și una dintre surorile lui sau ca și mama lui. Dar este altfel, adică m-a impresionat foarte mult tăria care a avut-o în el. Faptul că nu s-a lăsat pradă ispitei, că a continuat cu pasiunea lui, este o poveste de viață, adică un exemplu pentru noi. A lăsat fără, adică mi-a schimbat mult gândirea. Contează foarte mult și antorajul, dar contează foarte mult gândirea ta. Adică poți fi influențat oarecum de prieteni, dar dacă tu ai un anumit scop în viață, îl urmezi indiferent de ce ți-ar spune cineva. M-a impresionat felul în care s-a schimbat totul de la filmări până acum, pentru că trebuie să recunosc, am avut ocazia să-l cunosc și înainte de proiecție și niciodată nu am crezut că totul a fost așa. Are un impact puternic filmul și după văzându-l acum, cum este acum și în ce mediu a fost el și de ce oamenii a fost înconjurat, este remarcabil. Totuși a luat cele mai bune decizii. Tu ce crezi? Contează vârsta atunci când iei decizii legate de viitorul tău? Niciodată nu contează. Atâta timp cât tu simți că ai o pasiune pentru acel lucru, nu contează deloc vârsta la care crezi tu că ești menit pentru ceva și simți că ești menit pentru acel lucru. Am văzut că au fost colegi de-ai voștri care au plâns în sală. Atât de tare v-a impresionat povestea? Da, într-adevăr. Pot spune, n-am plâns, dar oricum am fost destul de emoționat și acest impact, nu știu, având în vedere că starea de spirit fiecăruia și toate acțiunile petrecute în jurul lui nu l-au determinat să, bine, era și mic de vârstă, dar oricum nu l-a determinat să se decurgă la aceste acțiuni nasoale, ca să spun așa. Și nu e ok dacă am judecat persoanele după față, după rasă sau eu mai știu, după ce alte chestii. Și ar trebui să gândim diferit, într-un sens, să gândim la fel, pentru că toți suntem oameni și toți avem unele obiective în viață, să devenim ceva. Pe 4 mai a avut loc startul festivalului și la Craiova. Filmul Proiecționistul a rulat la Colegiul Național Frații Buzești, iar invitat a fost Bogdan Muntan, PR la Teatrul Național Marin Sorescu. Festivalul se va încheia pe 31 mai.
Nu există locuitor al orașului Caracal care să nu știe unde este Casa Memorială Iancujianu. Clădirea, amplasată pe strada ce poartă chiar numele singurului haiduc de viță nobilă din țara noastră, este una din mândriile caracalenilor alături de clădirea Teatrului Național și de Parcul Constantin Poroianu. Masivă și având stilul unei cure boierești, Casa Iancujianu a fost ridicată chiar de tatăl haiducului, paharnicul Costache Jianu, în anul 1790. Reprezentativă pentru arhitectura tradițională de târg, cu pivniță înaltă și geam lâc, construcția este specifică secolului al XVIII-lea. Casa Memorială Iancujianu este cea mai veche casă din Caracal. A fost construită la mijlocul secolului al XVIII-lea de către Costache Jianu, tatăl lui Iancu Jianu. Iancu Jianu a mai avut încă trei frați și el a locuit în această casă de la nașterea lui și până la din 1787 până în 1842, când a murit de moarte naturală aici și nu cum se sugerează în filme, în haiducie. Atunci când a fost construită, casa a fost construită în stilul unei cule boierești, era, presupunem, singura casă mai înstărită din arealul Libertății de mai târziu. Era, deci, culă înseamnă o casă fortificată și a fost locuită de urmașii jienilor până aproximativ în anul 1949 sau 1950, când a fost naționalizată, iar în 1958 transformată în casă memorială. A fost numai casa lor, au locuit jienii și urmașii lor și apoi a funcționat numai, deci a fost secție a Muzeului Romanațiului din Caracal. Casa nu este foarte mare, sunt aproximativ 3 camere și un hol mare. În schimb, deci nu e foarte compartimentat, în schimb camerele sunt destul de mari. Evident, cu încălzire, cu sobe. Acum nu știm dacă sobele sunt cele originale sau dacă au mai fost modificate pe parc de-a lungul timpului. Aici, în curte, existau 3 clădiri, din care au mai rămas 2. Casa de aici, din dreapta mea, care a fost în casa servitorilor, deci aici stăteau, da? Acolo, în partea stângă, era o casă puțin mai mare decât asta, am văzut-o eu în niște fotografii vechi, tot probabil a servitorilor, și bordei în spate, unde stăteau tot, probabil că tot servitori de-ai lui, deci care aveau grijă de animale, de așa, și era și un pătul. Pătulul, evident că nu s-a putut păstra cel original de sute de ani, așa, dar tot a fost adus câte unul, la un moment dat, în 2000, cred că 2006, 2007, 2008, sub povara zăpezii, unul dintre ei s-a prăbușit. Parterul are podeaua sub nivelul solului și cuprinde 3 camere de dimensiuni modeste, intrarea principală având uși masive de ștejar cu balamale din fier lucrate manual de fierarii vremii. Etajul are 3 camere de locuit și un cerdac închis cu geam. Scara era în exteriorul casei, dar cu timpul a fost mutată în interior. În această casă s-au născut cei 4 băieți ai paharnicului, Mihalache, Amza, Iancu și Dumitrache. Familia Jianu era renumită pentru dragostea de cai și arme. Iancu avea să fie descris de contemporanul Ion Ghica ca fiind un bun călăreț și un bun țintaș. Dominat de spiritul justițiar, la 23 de ani, Iancu Jianu ia calea haiduciei, neîndemnat de nevoi materiale, ci pentru a-i apăra pe cei care aveau mai mare nevoie de ajutor. Dacă înainte se punea accentul pe faptul că Iancu Jianu era haiduc și că îl lua de la bogați și dădea la săraci, acum să nu cădem în extrema cealaltă și să arătăm că era numai boier, deci el are o istorie foarte interesantă. El este, după câte știu eu, singurul boier haiduc sau singurul haiduc boier din istoria noastră și poate și din sud-estului Europei, că de obicei haiducii nu prea aveau, erau niște oameni mai săraci și luptau pentru cei săraci, dar nu prea s-au văzut oameni bogați să lupte pentru cei săraci, și uite că Iancu Jianu este unul dintre aceștia. Deci el era, nu era un om sărac, era un om bogat, dar lupta pentru cei săraci. De asemenea, Iancu Jianu a fost implicat în evenimente istorice, cum ar fi Revoluția de la 1821. El l-a ajutat pe Tudor Vladimirescu să treacă Oltu, așa, și o parte dintre haiducii lui s-au alăturat
oasei de pandure a lui Tudor, el însuși fiind un fel de ambasador al lui Tudor pe lângă Pașa de la Silistra, unde s-a dus acolo și a fost luat prizonier, unde și-a fost ținut până a trecut, practic, Revoluția. Ian Cujianu avea o curte enormă de aici, până la marginea orașului spre București, unde era o fabrică de, unde este încă o fabrică de vagoane, așa, orașului Caracal. Acolo, pe teritoriul fabricii de vagoane, era un ulm. Era o fotografie aici în muzeu și el dormea câteodată, zice-se că după ce mai bea ceva țuică, așa, sub așa. Și nimeni nu îndrăznea să-l trezească, pentru că el punea mâna pe pistol imediat. Deci, de el se temeau cei bogați, cei care făceau nedreptăți. Ian Cujianu s-a stins din viață pe 14 decembrie 1842, la 55 de ani, fiind înmormântat în tinda bisericii Adormirea Maicii Domnului, zidită de familia Jianu în anul 1839. Biserica a fost reînnoită din temelii în 1910, iar osemintele lui Costache, Amza și Ian Cujianu au fost strămutate în cimitirul orașului. Amintireala este cinstită sub forma unui trunc de piramidă construită din piatră de râu, peste care se înalță o cruce de piatră. Casa lui Ian Cujianu a fost locuită până în anul 1945 de membrii familiei Jianu și de urmașii Dobruneanu, iar de la 29 septembrie 1959 a devenit casă memorială. Această locuință a luat foc, dar nu în perioada ultimului proprietar, ci ea fusese amenajată ca fiind o casă memorială, a luat foc și în timpul primului director al Muzeului Romanațului și ulterior Muzeul Oroșenesc Caracal, Pătru Crăciun, ea a fost reconstituită în forma care a fost înainte. Deci nu a suferit nicio modificare, practic. Doar Pătru Crăciun i-a închis, practic, cerdacul. Acum nu se mai poate vedea, pentru că, dar în filmări acolo apare. Și la un moment dat sunt niște poze vechi de prin 1927, unde se arată o scară exterioară, care scară a fost inclusă înăuntru. În rest, nu știm să se fi făcut vreo modificare. Casa Haiducului a fost restaurată în 1959 după planurile arhitectului Re Mariani. După restaurare, primul vizitator al casei muzeu a fost un strănepot al lui Ian Cujianu, Stelian Petrescu, din ramura jienilor din Fălcoiu. De ani buni însă, mai exact din 2009, clădirea așteaptă reabilitarea, iar obiectele din casă, documente de familie, cărți cu însemnările lui și arme ce au aparținut haiducului, dar și inelul de logodnă, sunt expuse temporar la Muzeul Romanațiului din Caracal, ce funcționează din 1949 într-o clădire ce a aparținut tot familiei jienilor. Din anul 2009 a intrat într-un proces de reabilitare care, cu unele sincope, să zicem așa, este până în zilele noastre. Acum sperăm, există semne încurajatoare, s-au aprobat fonduri, am înțeles, atât de pe plan local cât și de pe plan județean, și lucrările vor fi reluate din punctul de unde au fost întrerupte la un moment dat. Expoziția care a fost aici până în anul 2009, deci în anul 2009 a fost strânsă și se află în depozitele Muzeului Romanațiului, urmând ca la o dată ulterioară, când reabilitarea va fi finalizată, sperăm cât mai curând, și sunt semne încurajatoare prin repartizarea banilor atât de la bugetul local cât și de la bugetul județean, sperăm să reabilităm și noi expoziția, care evident nu va mai putea fi făcută în stilul în care a fost făcută în anii 50, în perioada proletcultistă, cu lupta de clasă, cu boierii care îi afumau pe țărani cu fumul de ardei, deși și aceste lucruri sunt reale, adică nu s-ar putea pune numai accentul numai pe aceste lucruri, pentru că Ian Cujianu nu a fost numai haiduc, Ian Cujianu a fost și boier, și tindem să, abitând, și ideea asta nu este a mea, deci nu eu o spun, colegii au spus lucrul ăsta și eu sunt de acord cu ea, ca să fie ca un fel de casă boierească de secol XIX, deoarece intervenind totuși unele mici modificări în structura clădirii, ea nu mai seamănă totuși cu o clădire de secol XVIII, și atunci au zis hai să fie o casă boierească de secol XIX. În curte a fost adusă din marginea caracalului crucea jienilor, realizată din două blocuri de piatră calcaroasă de munte.
Pe fața crucii încă se mai văd urmele unei inscripții șterse de vreme, însă nu se mai poate citi nimic. În partea de jos se poate desluși anul în care a fost realizată, 1844. Această cruce era la uzina de vagoane și este crucea familiei Jienilor. Pe ea erau scrise numele lor în limba slavonă. Legendele spun că din preajma casei pleacă un tunel de 400 de metri către partea de sud a orașului și un altul către o altă casă a Jienilor, ele fiind folosite pentru refugierea în cadrul înăvălirii turcilor sau atacurilor poterilor ce îl urmăreau pe haiducul Ian Cujianu.